Aduc colegi la realitate, vă rog să ne dați un semn când suntem live, ca să începem discuția. Bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a dezbaterilor IPRE în format You Debates Cafe. Astăzi avem o ediție specială a dezbaterilor pe care o realizăm în parteneriat cu colegii noștri de la Expert Group, tradițional cu suportul și cu, în parteneriat cu Fundația Hans Eidel. Realizăm aceste dezbatere deja de mai mult timp. De fiecare dată încercăm să identificăm subiecte de interes public sau subiecte care considerăm noi că sunt importante pentru a fi abordate în spațiul public și vom încerca să valorificăm și ocazia asta, aceasta de astăzi. Am reușit să adunăm un panel distins de invitați, vorbitori, care sperăm noi să ne ofere punctele de vedere și să ne ajute să abordăm un subiect important care este situația curentă în sectorul economic, impactul crizei COVID și cum pot fi create condițiile pentru relansare economică. Titlul dezbaterii noastre de astăzi este un plan de investiții și lansare economică pentru Republica Moldova, care sunt necesitățile, care sunt sursele, care sunt prioritățile. Și știm foarte bine că subiectul relansării economice este pe agenda Uniunii Europene. Uniunea Europeană dezvoltă programe și sprijină statele membre în relansare economică, având în vedere impactul crizei COVID. Un plan similar a fost elaborat și propus țărilor din Balcanii de Vest. Cel mai probabil un plan similar va apărea și pentru țările parteneriatului estic, inclusiv și pentru Republica Moldova. Și cu această ocazie îmi propunem să discutăm astăzi care ar fi eventual necesitățile de intervenție și pentru a susține Republica Moldova. După agenda avem două sesiuni. Prima sesiune este de salut și avem invitați mai mulți colegi de la Bruxelles. În primul rând, vom începe cu intervenția din partea domnului Mathieu Busquet, care este șef de unitate în directoratul DG-NEAR din Comisia Europeană, care știm foarte bine, că urmărește foarte bine evenimentele și DG-NEAR este una dintre autorități din cadrul Comisiei care la moment analizează și pregătește un nou plan multianual indicativ de suport al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Mathieu, vreau să vă invit să aveți intervenția dumneavoastră. Mathieu, you have the floor, please. Thank you very much, Iulian. Vă mulțumesc foarte mult, Iulian, și bună ziua tuturor. Este o plăcere să fiu cu dumneavoastră. Este o plăcere și pentru că Uniunea Europeană este un partener apropiat al Republicii Moldova și parteneriatul nostru și relația noastră se bazează pe acordul de asociere. Acest lucru este foarte important. Ați mai menționat că Republica Moldova face parte din parteneriatul estic și politica nouă care a fost adoptată în luna martie 2020, parteneriatul estic dincolo de 2020, de asemenea creează un cadru al cooperării noastre cu Republica Moldova. Eu cred că este foarte important de menționat că Uniunea Europeană este principalul partener al Moldovei. Al doilea lucru pe care am vrut să-l menționez, că după pandemia COVID, Uniunea Europeană este alături de Moldova și a reacționat foarte rapid programele de sprijin pentru Moldova cu mai mult de 1 milion euro, 1,8 pentru a sprijini Moldova în acoperirea nevoilor sale speciale legate de pandemia și de pandemia COVID. Dar acum trebuie să ne gândim puțin dincolo de această perioadă sau, haideți să zicem așa, perioada de recuperare de după COVID.
sprijinul se încadrează în, atât în perioada de recuperare, dar și consolidarea rezilienței și reformelor. Ați întrebat de niște analize, cum ați spus și dumneavoastră numai ce, noi pregătim programul indicativ multianual viitor pentru Moldova 2021-2027. Am dedicat foarte multă atenție să pregătim ceea ce este necesar pentru următorii 2-3 ani. Acesta s-a produs printr-un proces de consultare. 2-3 săptămâni în urmă ne-am întâlnit practic cu toți paneliștii prezenți aici, dar și cu mai mulți actori interesați din Moldova, și ca să aflăm care sunt necesitățile, nevoile și ideea care de asemenea vine din ca urmare a o reuniunii cu președintele Sandu și comisarul, a fost să pregătim un program specific pentru Moldova, adică cum putem noi să pregătim, să ajutăm Moldova, care sunt nevoile și cum putem să alocăm resurse ca să acoperim acele nevoi specifice imediate ale Moldovei, ca să punem Moldova mai aproape de recuperare. Acesta a fost mesajul președintelui van der Leyen. Cum să facem ca Moldova să se recupereze cât mai repede? Cum ați spus, colegul meu Uber va rămâne pe parcursul întregii reuniuni și de asemenea este important să auzim și din partea paneliștilor ce cred ei că este important, dar ce credem noi că este important, în primul rând, este recuperarea economică. Deja a fost oferit foarte mult sprijin și ca să vă dau doar un exemplu, anul trecut am oferit sprijin la 19.000 de IMM-uri în Moldova. 19.000, ceea ce este un pic mai puțin decât o treime de IMM-uri din Republica Moldova. Este o cifră mare și a fost făcut, sprijinul ăsta a fost oferit prin intermediul Uniunii Europene, dar e nevoie de a face mai multe lucruri pentru a implementa DCFTA. De aceea, ca să beneficiem pe deplin de DCFTA, trebuie să mai fie întreprinse acțiuni în ceea ce ține de măsurile sanitare, fitosanitare, laboratoare, schimburi comerciale, aspecte vamale, adică e nevoie ca anumite reforme să aibă loc și Uniunea Europeană poate să sprijine aceste reforme ca să aibă loc această integrare și dezvoltare. Și un al doilea element pe care l-am inclus în partea de reforme, și am discutat acest lucru cu Tatiana pe partea de management, este important ca noi să avem o strategie nouă de management a finanțelor publice. Apare acest indiciu de mai puțină încredere în autorități cu referire la gestiunea banilor. De aceea e nevoie să avem o strategie solidă de management a finanțelor publice și de aceea noi suntem alături să sprijinim Moldova în eforturile sale de a avea un management mai bun al finanțelor publice. Și aceasta este ceva foarte important. Întreprinderile mici și mijlocii, e o cerere foarte mare. Noi am oferit foarte mult sprijin acestui sector. Mai multe pot fi făcute cu ODIM. Urmează să colaborăm mai mult în viitor ca să finanțăm IMM-urile, dar și să diversificăm sursele de suport al acestui sector. Nu doar finanțele, dar și condițiile de acces și integrarea ecosistemului de statului. Adică noi credem că aceste lucruri sunt necesare și noi am putea să preconizăm un anumit sprijin în acest sens. Și ne gândim cum să reconsolidăm, sunt câteva dimensiuni. Prima este digitalizarea. Și bineînțeles că acum avem o ședință care mai mult ceva timp în urmă ar putea să aibă loc fizic, dar acum este digital și IMM-urile, partenerii trebuie să fie pregătiți pentru această lume digitală, de aceea să lucrăm la aceasta, să reconstruim digitalizarea, aspectul digitalizare și ecologizare, și este o altă dimensiune.
Haideți să ne recuperăm, dar într-un mod mai inclusiv. Și aici egalitatea între femei și bărbați este foarte importantă. Este un aspect pe care îl vom aborda în viitor mai mult. Acestea sunt elementele de integrare în lanțurile valorice, echitatea femei în afaceri. Acestea sunt domeniile posibile de sprijin la care ne gândim noi. Președintele Sandu a menționat foarte clar că ea și-ar dori activitate la nivel local, la nivelul satelor chiar. Eu cred că este o idee foarte bună. Noi am investit deja și suntem gata să continuăm. De exemplu, UE pentru Cahul, pentru Ungheni, EU Villages programul, și de aceea noi vom continua să mergem pe această direcție. Infrastructura, cum noul instrument va oferi garanții ca sectorul privat să participe, trebuie să elaborăm o abordare unică și să sprijinim infrastructura în ceea ce ține de drumuri, energie și așa mai departe. Anterior am oferit mult sprijin a Moldovei în ceea ce ține de eficiență energetică, securitate energetică, dar mai multe pot fi făcute și pentru sectorul rezidențial. De exemplu, pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial. Și cel mai important, pentru că până acum am vorbit despre partea de recuperare, eu cred că este important să ne gândim și la partea de reforme, supremație, legii și justiție. Dacă vreți ca UE să fie aproape de Moldova, trebuie să aibă loc reforme în domeniul justiției, supremației legii, lupte cu corupția, promovarea implicării civice, asigurarea unui echilibru, chiar și în gestiunea finanțelor publice, lucru cu societatea civilă. Acestea sunt domenii în care noi cu adevărat vrem să vedem reforme în Moldova. Anume, față de aceste lucruri, președintele Sandu și-a asumat angajamente și este momentul potrivit ca să mergem înainte, să sprijinim, să o sprijinim pe președinta Sandu, inclusiv atunci când va fi un guvern care va fi pro-reformist. Și cum ziceam, noi ne-am asumat angajamentul să sprijinim Moldova indiferent de situația politică, dar bineînțeles trebuie să avem autorități orientate către implementarea reformelor, un președinte orientat către realizarea reformelor, un guvern și de asemenea să avem un sprijin ca să verificăm și să fie asigurat un echilibru pentru o democrație puternică în Moldova, care este de fapt esența acordului de asociere. Bineînțeles că planul nostru de recuperare economică nu este costificat deocamdată. Noi credem că exercițiul de astăzi este foarte bun, pentru că vom auzi poziția diverșilor participanți și putem să, după aceea, putem să împărtășim ideea noastră cum UE poate să sprijine Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativă și pentru că m-ați invitat. Mulțumesc foarte mult, Matiu. Cred că două mesaje importante le-ați menționat. Moldova poate primi un program special, un plan special de investiții și recuperare economică ca o inițiativă din partea Comisiei Europene și pentru asta este foarte important să existe actori pro-reformă care să vină să susțină această inițiativă și să vină cu soluții pe termen lung. Acum vreau să mergem la domnul Siegfried Mureșan, un prieten al Republicii Moldova, co-președinte al Comitetului de Asociere Parlamentar UE Moldova, membru al Comitetului de Buget și Economie din cadrul Parlamentului European și domnul Mureșan împreună cu domnul Puslaru, pe dimensiunea Parlamentului European, au dus negocieri cu Comisia Europeană cu privire la un fond de recuperare al Uniunii Europene, dar în același timp au fost unii dintre autorii inițiativei de cuvire la planul de investiții și lansare pentru Uniunea Europeană și evident că domnul Mureșan, având în vedere și statutul dumneavoastră pe care îl aveți în cadrul Comitetului de Asociere Parlamentară UE Moldova, sunt sigur că probabil ați avea și o viziune pe Moldova, cum poate ajuta Uniunea Europeană în relansarea economică. Domnul Mureșan, vă rog, aveți cuvântul.
Mulțumesc mult, Iulian, bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur că ne reîntâlnim și mă bucur să revăd participanții distinși cu care întotdeauna este pentru mine foarte interesant și foarte util să dialogăm. Eu va trebui să mă retrag la puțin timp după intervenția mea, însă echipa mea, colegii din biroul meu vor asista la conferință până la final, fiindcă este foarte important pentru noi, acum, la nivelul Parlamentului European, să știm exact care sunt așteptările dumneavoastră. Adică vă spun direct, spuneți-ne cu ce vă putem ajuta. Spuneți-ne exact care este situația economică în Republica Moldova, care este situația finanțelor publice, care este situația la nivelul companiilor de stat, la nivelul autorităților publice, pentru a ști exact unde este nevoie de sprijin. Sigur, pentru a putea sprijini, este ca întotdeauna nevoie și de angajamente de reformă, angajamente de modernizare, dar opinia mea este foarte clară, aveți în momentul de față un președinte pro-european la Chișinău. Știm cu toții că avem cel mai bun posibil partener de dialog în persoana președintelui nou ales al Republicii Moldova. Deci da, exact cum a spus Mathieu Busquet din partea Comisiei Europene, vă confirm și eu din partea Parlamentului European, avem cele mai bune premise pentru o strânsă colaborare, atât în domeniul politic, cât și în domeniul redresării economice în perioada următoare. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Da, este important ce plan de relansare se va face pentru Republica Moldova, dar este foarte important din perspectiva Republicii Moldova și ca economia Uniunii Europene să-și revină. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au intensificat foarte mult în ultimii ani. Investițiile din Uniunea Europeană în Republica Moldova pot fi o sursă mare de venit și de generare de locuri de muncă în Republica Moldova. Deci vă spun foarte clar, cu cât Uniunea Europeană își revine mai repede din pandemie, cu cât reușim să redresăm economia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene mai repede, cu atât va fi mai bine și pentru Republica Moldova. Republica Moldova va putea exporta mai mult spre celelalte țări membre ale Uniunii Europene care vor putea absorbi aceste exporturi și există și șansa ca investiții din alte țări membre ale Uniunii Europene să vină în Republica Moldova. Eu tot timpul o spun în discuțiile pe care le avem în interiorul Uniunii Europene că pentru a fi siguri, stabili, pentru a ne putea reveni din pandemie în interiorul granițelor Uniunii Europene, trebuie să ajutăm și țările din parteneriatul estic. O spun foarte clar, nu vom putea depăși această pandemie atâta timp cât țările din vecinătatea noastră imediată, în special parteneriatul estic, nu vor depăși și ele această pandemie și nu vor reuși să oprească răspândirea virusului. Deci așa cum spun la nivel european că ce se întâmplă în Republica Moldova este important pentru toată Uniunea Europeană, așa vă spun și dumneavoastră că tot ce reușim să facem la nivelul Uniunii Europene, chiar dacă poate nu are un impact direct imediat pentru Republica Moldova, dar sigur are un impact indirect și este un lucru bun. Ce am reușit noi să facem la nivelul Uniunii Europene până acum? Imediat după declanșarea crizei, Uniunea Europeană a flexibilizat complet regulile pentru absorbția de fonduri europene. Banii europeni s-au putut absorbi exact acolo unde a fost nevoie de ei. Am mobilizat mai mult de 4 miliarde de euro din rezerva bugetară a Uniunii Europene pe anul trecut pentru achiziția de echipamente medicale, echipamente de protecție necesare în combaterea crizei coronavirus. Toate acestea imediat în lunile martie-aprilie 2020. După aceea am spus următorul lucru. Pandemia va avea un impact economic de lungă durată asupra economiilor Uniunii Europene. E nevoie de un pachet de relansare. Comisia Europeană a venit cu o propunere legislativă, iar noi, Parlamentul European, am modificat, am îmbunătățit această propunere și am adoptat-o. Dragoș Pâslaru din partea grupului Renew și cu mine din partea grupului PP am fost doi dintre cei trei europarlamentari responsabili de această lege în Parlamentul European. Și cum arată acest plan de redresare economică pentru întreaga Uniune Europeană? 672,5 miliarde de euro. În primul rând, spunem foarte clar, banii vor merge în investiții și în reforme, nu în cheltuieli bugetare curente. Și acesta este și mesajul meu pentru Republica Moldova. Ați ajutat
va trebui să ajutați, bugetul public va trebui să ajute oamenii afectați, întreprinderi afectate, tocmai de aceea acum este momentul să investim, să reformăm și nu este momentul să creștem în mod nesustenabil cheltuieli publice curente. La nivelul Uniunii Europene, finanțarea de cheltuieli publice curente nu este eligibilă, este interzisă din acest nou plan de relansare economică. Banii sunt pentru investiții și pentru reforme. Unu la mână, doi la mână. Stabilim reguli clare de la nivel european, dar lăsăm flexibilitate multe statelor membre să folosească banii acolo unde au ele nevoie, fiindcă nevoile diferă din Malta în Finlanda, din Portugalia în Polonia și România, de pildă. Ce am spus este următorul lucru. Banii trebuie să meargă în următoarele 6 direcții. În primul rând, înverzire. Protecția mediului, reducerea poluării, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătățirea eficienței energetice, combaterea schimbărilor de climă. Doi la mână, digitalizare. Trei la mână, coeziune economică, inclusiv bani pentru sectorul privat, bani pentru IMM-uri, bani pentru industrie. Și mă aștept ca multe țări europene acesta să fie pilonul principal, fiindcă locurile de muncă sunt create în sectorul privat, de aceea e atât de important să ajutăm sectorul privat. Patru, coeziune socială. Adică bani pentru categoriile sociale puternic afectate de această pandemie, vârstnici de exemplu. 5. Reziliență instituțională. Bani pentru a întări instituțiile publice despre care am văzut pe durata pandemiei că nu fac față, că trebuiesc modernizate, trebuiesc extinse și aici un exemplu sunt direcții de sănătate publică sau chiar spitale. Este permisă, susținută din această facilitate europeană de redresare și reziliență, modernizarea și extinderea unor spitale existente sau construcția unor noi spitale. Și pilonul 6, bani pentru tineret, și aici colegul nostru Dragoș Puslaru vă va spune mai multe, căci a fost una din temele pentru care domnia sa a militat foarte mult pe durata negocierilor. Și un lucru foarte bun, acest lucru. Deci, după cum vedeți, direcțiile sunt destul de largi, dar exact cum a spus și Mathieu Busquet, va trebui să și modernizăm economiile noastre cu această ocazie. Pe durata pandemiei, noi, ca și consumatori, ne schimbăm cu toții comportamentul. Iată, acest eveniment are loc în format digital acum. Consumăm mai mult din unele servicii, mai puțin din altele, mai mult din unele produse, mai puțin din altele, de aceea întreprinderile, sectorul privat vor trebui să se adapteze. Unora le va merge greu, vor trebui ajutate, altor întreprinderi le va merge foarte bine, vor exista oportunități pentru ele, dar și acestea trebuie ajutate prin acces la finanțare și așa mai departe. Deci ce încerc să spun este următorul lucru. Orice pachet de redresare economică trebuie să ducă la modernizarea economiei. Modernizare însemnând acum digitalizare și modernizare însemnând și reducerea poluării, și investiții în infrastructură curată. Apropiindu-mă de final, vă spun următorul lucru. În timpul crizei se vede întotdeauna, mai mult decât în vremuri bune, când o țară, când o regiune sau când un grup de țări nu este reformat. Toate deficiențele pe care în vremuri bune reușim să le ascundem într-un fel, structurale, apar la iveală în vremuri de criză. Și de aceea vă spun următorul lucru. Tot ceea ce noi, Republica Moldova și Uniunea Europeană, ne-am înțeles până acum să facem împreună, rămâne la fel de valabil și după pandemie, chiar și-a dovedit importanța acum în timpul pandemiei, reforma sectorului public, unul la mână, foarte important. Îmbunătățirea infrastructurii școlare, îmbunătățirea infrastructurii spitalicești, doi la mână. Statul de drept. Aceasta nu este doar o poveste europeană fără sens, ci are un impact concret extrem de mare asupra oamenilor. Investitorii vor investi doar când au încredere în independența justiției, doar când au încredere în domnia legii și Mathieu Busquet a făcut o afirmație în această direcție și aș dori să o susțin pe deplin. Pentru ca redresarea economică după pandemie să fie mai simplă, e nevoie de atragere de investitori, pentru ca aceștia să vină, este nevoie de combaterea spălării banilor, combaterea corupției, întărirea statului de drept.
reforma administrației publice, îmbunătățirea infrastructurii școlare, spitalicești, iar eu militez pentru ca o mare parte din fondurile europene și din ajutorul european ce va fi adresat Republicii Moldova în următorii ani să meargă în proiecte de infrastructură, tocmai fiindcă conectarea energetică a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, electricitate, gaze, infrastructură rutieră, infrastructură digitală, înseamnă Republica Moldova mai competitivă și mai atractivă din punct de vedere al investitorilor. Cam asta e ceea ce am vrut să vă spun. Fondurile la dispoziția Republicii Moldova sunt oricum în perioada următoare, independent de această pandemie. Noi am început acum exercițiul financiar multianual pe 7 ani de zile în care sumele pentru țările din vecinătate estică, inclusiv pentru Republica Moldova, sunt consistente. Sunt bani inclusiv pentru sector privat, pentru infrastructură. Haideți să folosim împreună acești bani pentru modernizare. Mă bucur mult că organizați acest eveniment astăzi. Mă bucur că am avut șansa să particip un pic, să vă adresez câteva cuvinte și da, sper să reiasă cât mai multe idei concrete care ne vor fi nouă de folos. Vom urmări acest eveniment și aceste idei ne vor ajuta în deciziile pe care le vom lua în perioada următoare la nivel european pentru a sprijini Republica Moldova în drumul de redresare economică și de revenire cu urmarea crizei coronavirus. Mulțumesc încă o dată pentru invitație, mulțumesc, dragă Iulian, mult succes pentru evenimentul de astăzi și pe curând, dragi colegi! Mulțumesc foarte mult, Siegfried, pentru această prezentare cuprinzătoare, care se bazează și pe experiența Uniunii Europene, dar și în același timp așteptările pe care le are Uniunea Europeană în raport cu Republica Moldova și în același timp reconfirmând suportul pentru cetățenii noștri. Mersi mult, Siegfried. Acum vreau să merg la domnul Dragoș Puslaru, europarlamentar, membru al grupului Renew Europe, în Parlamentul European, membru al Comisiei Economie și Afaceri Monetare. Domnul Buslaru, cum a menționat și Siegfried, a format o echipă pentru a promova ideea relansării economice la nivelul Uniunii Europene. Domnul Buslaru, rog, aveți cuvântul. Vă deranjez din partea echipei domnului Buslaru. Din nefericire, pentru un moment este prins într-o altă conferință, dar se va conecta foarte, foarte curând. Mulțumesc foarte mult, Tana. Revenim la domnul Puslaru. Mersi mult pentru... Vă mulțumim și noi pentru înțelegere. Mersi foarte mult. Vreau să mergem acum la Adrian. Adrian Lupușor, director executiv expert grup. Adrian este și facilitator al platformei naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic. Săptămâna trecută, expert grup a prezentat un raport foarte cuprinzător care ține de situația economică, prognoze și necesități de intervenții în sectorul economic din Republica Moldova. Adrian, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc mult, Iulian, stimați colegi, onorați paneliști. Eu voi încerca să formulez cât mai laconic răspunsul la o întrebare destul de complexă. Cum susținem economia în contextul coronacrizei? Și aici, într-adevăr, vreau să aduc, să menționez și publicația lansată de noi săptămâna trecută, MEGA, unde prezentăm viziunile noastre privind cum urmează să susținem economia Republicii Moldova. Iar astăzi, Platforma Națională a Societății Civile a Parteneriatului Estic chiar a lansat un apel public unde prezentăm pe puncte foarte exact cum vedem noi, ce măsuri necesită fi luate de către guvern pentru a susține sectorul privat și în special întreprinderile mici și mijlocii, care s-au dovedit a fi cele mai afectate de criză. În esență, vorbim despre o criză de lichidități, deoarece căderea drastică a vânzărilor companiilor s-a transpus imediat într-o criză acută de lichidități, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, așa cum vedem din sondaje. Și, drept rezultat, întreprinderile nu își pot sau își onorează cu dificultate angajamentele față de salariați, deci aceasta se transpune în reducerea orelor de lucru pentru angajați. Din fericire, companiile încă nu au recurs
la concedieri în masă, acest lucru încă nu este vizibil și aceasta trezește anumite semne de optimism, deoarece dacă acum intervenim, reușim să reținem sau chiar să oprim acest bulgări al crizei, deoarece până acum companiile au recurs prin reduceri de salarii și reduceri de ore de lucru. Aceasta înseamnă că intervenția statului în mod imediat, deci astăzi, trebuie să se focuseze pe două aspecte cheie. Evident, Moldova Genera este un gem de probleme și aici putem vorbi foarte mult despre intervenții sistemice, dar ceea ce trebuie de făcut astăzi este, în primul rând, un sistem de garantare de către stat a creditelor de urgență pentru întreprinderile, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și aici vreau să menționez că în anul trecut, guvernul a implementat un sistem de subvenționare a dobânzilor la credite. A fost o măsură, să spunem așa, nici nu rea și nici nu foarte bună, deoarece este important de susținut anume accesul companiilor la credit și nu subvenționarea dobânzilor. Deoarece dobânzile în Republica Moldova la moment sunt la minime istorice, deci problema costului creditului nu este una atât de stringentă, precum este problema accesului la credit. Deci pur și simplu băncile refuză să crediteze, în special IMM-urile, din cauza incertitudinii. Și aici statul trebuie să intervină, să acopere parțial acest risc al băncilor și să impulsioneze ceea ce economiștii numesc intermediere financiară, adică să stimuleze băncile să crediteze. La moment, în sectorul bancar din Republica Moldova avem un exces de lichidități de circa 10 miliarde de lei. Deci este un potențial evident care nu este explorat și statul trebuie să întreprindă acest mecanism de garantare a creditelor pentru a stimula acest fenomen de intermediere financiară și aici probabil poate fi și util și suportul din partea Uniunii Europene, deoarece un asemenea mecanism de garantare necesită o alocare financiară. Garantarea nu poate să fie făcută fără o anumită acoperire financiară în buget. Și a doua prioritate extrem de importantă, având în vedere că în top principala măsură la moment de răspuns din partea firmelor crizei curente este reducerea numărului de ore lucrate. Deci statul trebuie să implementeze un instrument de compensare parțială pentru angajați a orelor care au fost reduse. Deci este un mecanism care este pe larg implementat în multe țări europene, inclusiv în România, recent a început să fie implementat. Și avem nevoie urgent de un asemenea mecanism pentru, pe de o parte, a susține angajații a căror ore de muncă s-au redus și respectiv au scăzut și veniturile. Și aceasta lovește și în economie, deoarece scade și consumul și sunt implicații și bugetare. Deoarece avem un buget care se formează în mare parte din taxe, din impozite indirecte bazate pe consum. Și este o măsură de suport direct pentru firme, deoarece ajută firmele să mențină locurile de muncă și să facă față acestor angajamente față de salariați. Dar evident că un asemenea mecanism trebuie foarte bine gândit pentru a evita abuzuri. Însă nu este o bicicletă pe care o inventăm acum, este un mecanism implementat deja, cum am menționat, în alte state. Cu accent pe grupurile vulnerabile. Este foarte important să înțelegem că criza nu a avut un efect omogen asupra întregii economii, deci sunt întreprinderile, în special micro și mici, care au fost afectate cel mai mult și aceste întreprinderi trebuie să
măsurile de suport trebuie să țintească aceste întreprinderi. Sondajele și cercetările arată că femeile angajate au fost afectate mult mai mult decât bărbații, deci măsurile trebuie să țintească prioritar femeile. La fel vorbim despre angajații din sectorul informal, care unde am văzut că reducerea locurilor de muncă a fost cea mai puternică în sectorul informal. Vorbim despre angajați cu salarii cele mai mici și nu în ultimul rând este vorba de angajații pe contracte determinate sau angajații sezonieri, lucrătorii sezonieri, lucrătorii cu self-employed, deci auto-angajați, nu știu dacă am spus corect în română termenul. Deci este vorba de o parte foarte importantă din forța de muncă care este foarte afectată la moment de criză și este expusă riscurilor de sărăcie. Respectiv, acest mecanism de subvenționare a orelor de muncă reduse trebuie să țintească aceste grupuri vulnerabile. Nu în ultimul rând este important pe termen scurt sau imediat acum să ne gândim nu doar la aceste programe de suport, dar și la modul cum aceste programe urmează să fie implementate și cum putem asimila la maxim suportul din partea Uniunii Europene. Or, o altă problemă a Republicii Moldova este nivelul scăzut de asimilare a fondurilor europene și o coordonare destul de, să spunem așa, insuficientă a asistenței externe. Credem că este important să fie creată o unitate, o celulă anticriză sau o unitate de coordonare a asistenței externe dedicată măsurilor antipandemice la nivelul Ministerului Finanțelor, eventual, pentru a asigura o coordonare foarte bună a asistenței externe care este disponibilă și a asigura un nivel maxim de asimilare a fondurilor existente pentru a nu permite situațiile care le-am avut din păcate și anterior, când Republica Moldova pur și simplu nu a putut asimila sume foarte mari de bani disponibile din partea donatorilor. Și nu în ultimul rând, pe lângă acest aspect al setup-ului instituțional, este important să ne gândim și la comunicare. Sondajele au arătat că, chiar dacă anul trecut, cu spațiul fiscal limitat, guvernul a implementat anumite măsuri de suport, care evident nu au fost suficiente. Noi estimăm că a fost sub 0,8% din produsul intern brut. Dar chiar și acele măsuri de suport nu au ajuns la destinatari din vari motive, dar unul din cele mai importante motive a fost lipsa de informare în rândul firmelor, în rândul întreprinderilor mici și mijlocii despre aceste oportunități care pot exista oportunități de suport. Deci este foarte important să investim și în promovarea măsurilor de eventuale de suport care vor fi implementate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, Adrian! Domnul Păslaru, bine ați revenit. Domnul Păslaru, europarlamentar, membru al grupului Renew Europe și, cum ziceam, împreună cu domnul Mureșan, ați fost promotorii fondului sau facilității de recuperare economică și ați promovat planul de investiții și recuperare pentru țările membre ale Europene. Domnul Păslaru, vă invit și dumneavoastră să aveți o intervenție la începutul dezbaterilor noastre locale aici. Vă rog frumos! Mulțumesc foarte mult, Iulian, îi salut pe toți membrii panelului. Regret că a trebuit să sar dintr-o altă conferință, apropo de alt dosar de care ne ocupăm la nivel european, dreptul de a te deconecta, așa ceva nu mai există. Acum lucrez practic non-stop sărind dintr-un panel în celălalt. Salut, chiar dacă nu cred că mai este prezent, pe Mathieu Busquet și pe Siegfried. Și aș vrea cumva să încerc o intervenție într-un registru un pic diferit, adică despre mecanismul de redresare și reziliență, știți, despre ce face Uniunea Europeană, știți,
Haideți să vedem, de fapt, care e miezul problemei. Miezul problemei este, în Europa în acest moment, discutăm de o schimbare în ceea ce privește abordarea atunci când a venit criza. Dacă vă aduceți aminte, criza trecută a fost despre austeritate post-criză. Acum vedem că ceea ce se întâmplă la nivel european este ideea de solidaritate post-criză. Deci discutăm de un exercițiu istoric în Uniunea Europeană prin care resurse și eforturi se depun în comun. Și asta este tare bine și pare că Uniunea Europeană a învățat niște lecții. Și acum, cred că, de fapt, aici este cheia. Dacă până acum cuvintele cheie în 2020 au fost carantină, lockdown, cum s-a folosit la nivel european, acum cuvintele cheie din 2021 încolo ar trebui să fie solidaritate. Și partea aceasta legată de solidaritate se referă, din punctul meu de vedere, atunci când discutăm de echipa Europei, Team Europe, da? Discutăm aici nu doar de statele membre, ci și de statele care sunt practic în spirit și în gândire state europene. Și aici eu, interpretarea mea este foarte clar că nu ne oprim la malul de vest al Prutului, ci discutăm de un efort european care să includă și Republica Moldova. Și sper că lucrul acesta să devină realitate pentru toată lumea. Acum, există două moduri de a vedea lucrurile în ceea ce privește relația directă între România și Republica Moldova. Primul mod este de a spune, și încerc să spun lucrurile pe șleau, da? Este de a spune că și România este lovită, și noi avem problemele noastre, și ce putem să facem noi în aceste condiții pentru Republica Moldova, în condițiile în care de-abia noi ne târâim cu deficit bugetar mare și așa mai departe. Și a doua abordare este aceea de a înțelege, și asta este nota pe care o propun eu, că împreună suntem mai puternici. Deci asta este ideea, ideea e că suntem acum într-un context geopolitic extrem de sensibil. Diplomația politică nu se mai face în acest moment doar cu tratate și cu discuții din acestea de nivel înalt, ci se discută la nivel de diplomație economică. Și practic dacă ne dorim ca Europa să fie mai puternică, ca România și Moldova să fie mai puternice, lucrul acesta trebuie să se întâmple în context european. Ce înseamnă concret lucrul ăsta? Ca să înțelegem. Bun, există acum un lucru simbolic care e peste tot și chiar mă bucur că am putut face acest efort, e legat de vaccinuri. Este, repet, un gest absolut simbolic, această donație de 200.000 de vaccinuri cu primele 20.000 care au fost ieri deja aprobate. Dar aici cred că e mult mai mult decât atâta. Și haideți să ne gândim un pic, pentru că mi-a plăcut tare mult titlul pe care l-ați pus pentru dezbatere, un plan de investiții și relansare economică pentru Republica Moldova. Există sprijin european care vine direct și care vine indirect. Sprijinul direct îl știm cu toții, sunt fondurile europene. Am auzit aici, menționându-se de problema de coordonare a ajutorului extern în general, și asta e de mulți ani de zile o dezbatere. Eu am mai și lucrat prin Republica Moldova pe anumite proiecte și totdeauna era ideea de cum corelăm, care e complementaritatea, care e coordonarea sprijinului acesta din diverse surse, de la diversi donatori și chiar fondurile europene în sine. Dar cred că aici rețetele sunt deja clare, adică e nevoie de transparență, e nevoie de mai multă eficiență în folosirea banilor, de claritate. Adică nu cred că există cineva care să reinventeze bicicleta sau roata, cum s-a spus mai devreme. Unde cred eu însă că este vital ca România și Moldova să se alinieze, este la grosul sprijinului, și anume sprijinul indirect. Și mie mi se pare că acest sprijin indirect se referă la modul în care Moldova își conturează strategia de dezvoltare a societății în perioada următoare. La nivel european, în acest moment avem o oportunitate izvorâtă cumva din pandemie care zice așa: este momentul să reparăm ce avem de reparat și să intrăm în avangarda globală cu ceea ce privește tehnologii și modalitatea de a seta agenda viitorului. Și aici, cum se traduce asta în mod concret? Hai să ne uităm un pic. Deci discutăm la nivel european de prioritățile acestea de tranziție verde, transformare digitală, de o nouă politică industrială concentrată pe ecosisteme, 14 ecosisteme ne-a propus Thierry Breton în urmă cu ceva vreme, turism, farma, sănătate, industrie creative, afaceri locale, producție de mașini și, evident, tehnologii noi, cum ar fi zona de mașini electrice, energie, hidrogen, baterii și așa mai departe. Și acum, în acest context, se pune problema:
cum putem ca să avem cât mai multe firme din Republica Moldova, cât mai mulți antreprenori din Republica Moldova, care să fie integrați în lanțurile de ofertă, lanțurile de valoare la nivel european. Și asta mi se pare o chestiune cheie. Deci Moldova are niște avantaje pe zona de digital. Are niște avantaje care pot fi folosite încă ca structură de costuri și productivitate pe anumite domenii de industrie. Cred cu tărie că a te uita în oglindă la aceste procese legate de noua politică industrială la nivel european, de noua politică pentru competențe, de această tranziție verde și transformare digitală, ar trebui să fie niște repere evidente care să fie preluate de Moldova. Și cumva aici mi-aș dori tare mult să văd cum România împreună cu Moldova reușește cumva să transceadă ideea acesteia de să spunem, limitare legate de spațiul de piața unică și mai departe și de a privi practic investițiile în viitor ca fiind legate de mutațiile mari la nivel european. Și acum, evident că am început cu această oportunitate indirectă pentru că mie mi se pare că dacă Moldova se plasează cumva pe aceste axe și având în vedere câți bani sunt la nivel european și se pun acum în aceste industrii, este absolut imposibil ca Moldova să nu fie un beneficiar foarte, foarte serios pentru aceste lucruri. Și asta vă pot spune la nivel de Parlament European și tot ceea ce vom face prin diplomația românească este cumva ca țările care sunt în parteneriatul estic, ca Moldova, să fie cumva incluse ca parte a Europei, ce spuneam Team Europe. Deci cumva toată această idee de consolidare a lanțurilor valorice la nivel european să fie făcută cu tot cu Republica Moldova. Și asta mi se pare crucial. Și asta este important și din perspectiva relației pe care o vom avea cu Rusia și cu China, ce este foarte, foarte important pentru dezvoltarea împreună a României și Moldova. Evident că lucrurile sunt importante și din prisma banilor efectiv și a sprijinului care se oferă, pentru că una este să discuți de reforme și investiții atunci când primești și niște bani non-rambursabili și alta este cumva ca efortul acesta să fie suportat direct. Dar cred că Moldova acum este într-un moment de oportunitate politică prin venirea Maiei Sandu la președinție. Am numai reacții pozitive la nivel european cu privire la vizita pe care a avut-o aici și la deschiderea Moldovei. Cred că este un moment în care Moldova poate cere niște favoruri. România este gata să servească. Și cred că a ne poziționa mai degrabă într-o logică din care nu neapărat numai banii direct dați prin, știu eu, politica de granturi contează, ci poziționarea Moldovei în orice fel de proiecte sau dezvoltare de lanțuri valorice sau lucruri care țin de zona animalieră atât de importantă, de bușee pentru a putea într-adevăr să faci business în Moldova și să ai valoare adăugată prin care să-ți crești apoi beneficiile pe partea socială. Și eu cred în același timp că mai există un mare, mare avantaj și anume că din resursele pe care le primește România și alocă niște resurse foarte, foarte mari pe zona de conectivitate rutieră și feroviară. Lucrul acesta va ajuta și Republica Moldova în mod evident. Discutăm aici atât pe partea de mecanisme de rezistare și reziliență, cât și pe partea de coeziune, de refacere acestor sau de a face, că trebuie să le faci mai întâi aceste coridoare TNT care să unească și Moldova și România de Uniunea Europeană. Deci iată, pentru a rezuma, avem oportunitatea de a ne așeza strategic pe noua politică economică și industrială a Europei, avem o oportunitate de a folosi momentul acesta politic favorabil pentru a pune Moldova în lanțurile valorice europene și o oportunitate legată de infrastructură, conectare și dezvoltarea împreună cu România bazată pe acest influx de care România, într-adevăr, beneficiază în mod istoric. Cam acestea ar fi câteva coordonate și, în rest, evident, așa cum spunea și colegul meu, Zicvi Mureșan, sunt lucruri care merită urmărite, discutând de pilonul social și de copii și tineri, care oferă în acest moment condiții foarte bune pentru cetățenii
moldoveni care sunt pe teritoriul României, dar în speranța mea este să putem extinde aceste pachete sociale prin fonduri europene și în Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult și voi urmări în continuare dezbaterea. Rămân pentru a vedea dacă sunt discuții sau întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Puslaru, pentru această intervenție. Și acum, cu o anumită întârziere, dar mergem la panelul principal în care urmează să abordăm eventuale necesități, priorități pentru un eventual plan de investiții și recuperare economică pentru Republica Moldova. Și vreau să încep cu doamna Lilia Pali, care este secretar general al Ministerului Economiei și Infrastructurii. Doamna Căbivarie are o experiență îndelungată în serviciu public, inclusiv la nivelul secretaratului general al Guvernului, dar și în misiune diplomatică, responsabilă pe domeniul economic, a fost parte din echipa care a negociat și DCFTA cu Uniunea Europeană. Doamna Pări, vă rog să ne spuneți care este situația la moment în sectorul economiei, care sunt necesitățile principale, unde vedeți o intervenție prioritară? Vă rog. Excelențe, stimați colegi, eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la acest eveniment. Consider că tematica acestui forum virtual este extrem de actuală în condițiile în care Republica Moldova trece printr-o perioadă plină de provocări. Pandemia și restricțiile impuse la nivel național, dar și conex internațional, au lovit direct și indirect în majoritatea sectoarelor economice ale Republicii Moldova. Cunoașteți că mai mult ca atât economia Republicii Moldova a fost afectată și de seceta din toamna 2019, primăvara 2020, care a scos în evidență de fapt și o altă vulnerabilitate a țării, expunerea la șocurile climatice. Conform estimărilor Ministerului Economiei și Infrastructurii, PIB-ul pentru anul 2020 va fi de -7,7% comparativ cu 2019. Dacă e să ne referim la sectoarele economice care au fost afectate de COVID, aș menționa că în anul 2020 au fost efectuate mai multe studii de impact realizate atât de partenerii de dezvoltare, dar și de asociațiile profesionale. Sigur că noi am luat în calcul aceste studii, dar sigur ne-am bazat și datele statistice oficiale, care au reflectat că cele mai afectate sectoare au fost sau s-au dovedit a fi comerțul interior, industria prelucrătoare, aici în special au fost afectate ramurile industriei exportatoare, transportul și depozitarea este un alt sector care a fost afectat de această pandemie, serviciile cu un accent diminuat pentru sectorul Horeca și, nu în ultimul rând, agricultura. Am avut și unele evoluții pozitive, unicul sector care a înregistrat, deci o tendință pozitivă a fost sectorul construcțiilor. Sigur că acest fapt a fost datorat și investițiilor publice care au fost făcute în construcțiile inginerești în perioada dată, dar a fost înregistrată și o creștere în investițiile în clădirile rezidențiale. Ca factor divers, aș vrea să menționez că în perioada ianuarie 2020-septembrie 2020, exportul serviciilor IT a depășit cu 41% exportul de băuturi alcoolice. De fapt, acest fapt demonstrează că în condiții de pandemie apar și unele oportunități pentru unele sectoare care pot fi valorificate. Dacă e să vorbim despre proiecțiunea prognozii macroeconomice pentru 2021, deci această proiecțiune a fost coordonată și cu experții Fondului Monetar Internațional, deci avem o previziune de creștere cu 4,7%, sigur dacă vor fi luate în calcul, va fi luată în calcul situația că nu va fi un lockdown, dacă nu va fi o tendință negativă cu pandemia COVID-19. Vreau să menționez că în perioada aceasta destul de dificilă, guvernul a venit cu un set de măsuri economice pentru a susține mediul de afaceri. Să fiu onestă, sigur că mediul de afaceri a așteptat un suport direct sau injectare financiară, dar aceasta n-a fost fezabil, deci noi am acționat sau s-a acționat în limita spațiului financiar bugetar existent.
De asemenea, din perspectiva Ministerului Economiei și Infrastructurii, care este responsabil de elaborare și implementarea politicilor pentru susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, aș vrea să menționez că Guvernul a asigurat continuitatea la toate programele de suport pentru acest sector. Mai mult ca atât, deci au fost implementate sau lansate și două programe noi dedicate anume situației de COVID, programul de digitalizare a întreprinderilor mici și mijlocii și de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii. Aici s-a vorbit și despre necesitatea, deci fortificării accesului la finanțe prin deci crearea unui fond de garantare. De fapt, acest fond de garantare există la nivelul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Anul trecut s-a asigurat și o capitalizare acestui fond cu 50 milioane de lei și s-a creat un produs dedicat pentru susținerea întreprinderilor în condițiile de COVID și mai mult ca atât, deci s-a făcut și unele ajustări pentru a acorda suport de garantare și deci întreprinderilor din sectorul agricol. Ministerul Economiei în situația pandemică a elaborat și un plan de măsuri economice în context COVID cu o proiecțiune pentru anul 2021 care a cuprins trei obiective specifice: limitarea impactului socioeconomic COVID, recuperarea economică a firmelor moldovenești și adoptarea economiei la condițiile unei pandemii prelungite. Noi am prevăzut în acest plan de măsuri un șir de acțiuni de intervenție pe termen scurt, dimensionat că implementarea acestor acțiuni necesită și un eventual suport adițional și în partea partenerilor de dezvoltare. Noi am publicat acest plan și pe pagina web a Ministerului Economiei. La moment suntem și la lansarea unui proces de consultări pe marginea unui document de planificare pe termen lung. Cunoașteți că anul 2020 este un an de finalizare a ciclului de planificare strategică pe mai multe documente de planificare sectorială, ce cad sub incidența competențelor Ministerului Economiei și Infrastructurii. Noi am venit cu o nouă abordare, deci un singur document de planificare strategică ce țintește orizontul 2030. Deci strategia pentru economie inclusivă, durabilă și digitală, această strategie este corelată și cu pilonul 1 din strategia națională de dezvoltare Moldova 2030. Noi considerăm că soluția pentru actuala criză sau pentru reconstrucția care urmează, dar și pentru prevenirea unor situații similare în viitor, rezidă în aplicarea consecutivă a principiilor de dezvoltare durabile statuate de Agenda 2030, reziliența, solidaritatea, nevoia de a nu lăsa pe nimeni în urmă sunt mai actuale ca niciodată. Vreau să menționez că acest document de planificare strategică, după noi, este un document calitativ care reflectă o analiză de ultimă oră a situației în economia Republicii Moldova și totodată trasează obiectivele și direcțiile prioritare pentru anul 2030. Viziunea strategică pe termen lung, la fel ca și în documentul Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă 2030, este centrat pe calitatea vieții oamenilor în prezent și în viitor, manifestate prin venituri suficiente și sustenabile, condiții de trai și muncă decentă. Vreau să menționez că dacă acțiunile sau în condițiile în care vor fi implementate acțiunile prevăzute de strategie, noi avem scenariul de bază și avem scenariul de alternativă. Dacă în scenariul de bază, care presupune că toți parametrii de politici rămân neschimbați până în anul 2030, deci previziunea este că economia va atinge o creștere medie anuală de 1,8% în această perioadă. În scenariu alternativ, dacă vor fi implementate acțiunile de intervenție care noi le-am propus, economia va crește în mediu cu 4,8%, fiind estimat că în 2030, la nivel top, vom avea o creștere doar pentru acest an de circa 10%. Deci care sunt cele mai importante acțiuni sau care sunt obiectivele țintite de aceste strategii care după noi ar putea să se regăsească și în planul care noi îl discutăm astăzi? Deci
aș menționa următoarele obiective, deci oportunități economice extinse și diversificate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Deci sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este pentru noi o prioritate. Firme productive, inovative și competitive, aici sigur se regăsește și toată și abordarea față de digitalizarea economiei naționale, mai multe locuri de muncă sigure și bine plătite, creștere economică cu amprentă ecologică redusă, deci aici se regăsește toate aspectele ce țintesc economia verde, infrastructura fizică, utilități publice și condiții de trai mai bune și mai accesibile pentru toți, reziliența sporită a vulnerabilităților critice și capacități instituționale sporite. În contextul planului, dacă îl discutăm astăzi și discutăm măsurile de intervenție de politice, aș vrea cu un accent sporit să evidențiez următoarele lucruri. Deci noi considerăm că motorul unei relansări economice ar fi investițiile publice bine plasate în infrastructura critică. Mă refer la drumuri, mă refer la canalizare, la telecomunicații, infrastructura urbană și rurală. Investițiile publice atrag după sine și investițiile private. Sigur că aici am putea vorbi și despre perspectiva instituirii unor parteneriate public-private, dar deci, în retrospectiv avem mai multe cazuri în care parteneriatele publice și private nu au fost eficiente, nu au fost transparente, deci aici trebuie să lucrăm la modificarea mai multor reglementări ce vizează parteneriatul public-privat și vreau să menționez că Ministerul Economiei este în proces de elaborare a mai multor deci, intervenții de politici pentru sectorul parteneriatul public-privat. O altă deci prioritate top, noi considerăm productivitatea muncii. Deci fără o creștere a productivității muncii nu pot crește veniturile cu asigurarea durabilității. Productivitatea la rândul său este determinată de trei surse, deci creșterea stocurilor de capital propriu. Aici m-aș referi și la a doilea element, creșterea stocului de capital uman. Vorbesc despre instruirile la nivel de școli, dar și învățarea pe parcursul vieții și productivitatea factorilor, ceea ce prezumă un stat mai eficient, reglementări inteligente, un echilibru just în aplicarea reglementărilor față de mediul de afaceri. Stimularea activității antreprenoriale și creșterea sectorului privat. Dacă am vorbit despre sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, sunt absolut de acord că trebuie să diversificăm deci programele de suport, dar nu doar. Deci, estimările noastre sau evaluările noastre deci demonstrează că, de fapt, noi nu avem creșterea de la întreprinderi mici la întreprinderi medii și de la întreprinderi medii la întreprinderi mari. Deci aici trebuie să ne gândim care sunt instrumentele de suport pentru a stimula deci, activitatea antreprenorială. Competiția pe piață și internaționalizarea companiilor sunt alți factori determinanți. Accesul la finanța companiilor cred că nu este o măsură suficientă. Sunt lichidități, deci pot fi o descreștere pe piață, dar totuși accesul la finanță nu este o problemă în Republica Moldova. Problema gazului de asemenea nu este suficient de a fi rezolvată, deși noi, cum am menționat, și avem instrumentul acesta de garantare a creditelor, care poate fi sigur că îmbunătățit, dar trebuie să nu uităm că companiile preponderent sunt mici în Republica Moldova, proiectele nu sunt bancabile, de aceea sistemul financiar sigur că nu le acceptă. În final, aș vrea să menționez că considerăm că politicile de intervenție trebuie să fie, de fapt, un mix de politici și instrumente mai ample, mai hotărâte, mai credibile și mai solidare, așa cum a fost menționat. Ministerul Economiei se pronunță pentru implementarea unor reforme mai avansate în acest sens. Considerăm că trebuie să fie un efort conjugat atât a guvernului, dar și a partenerilor de dezvoltare,
pentru ca cadrul de asistență oferit să evităm suprapunerile de finanțare pe multe domenii, să eficientizăm canalele către țintele care sunt durabile. Și utilizând acest format, aș vrea să utilizez acest format pentru a exprima gratitudine deci partenerilor de dezvoltare pentru suportul de durată în implementarea agendei de reforme economice și vreau să confirm încă o dată angajamentul ferm al Ministerului pentru a consolida cadrul de parteneriat în procesul de asociere a Republica Moldova-UE. Eu vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul Filip, pentru intervenție. Tatiana Onișchina, secretar de stat, Ministerul Finanțelor. Tatiana, te rog să ai și intervenția. Mai avem după asta Stas și Dumitru cu intervenția lor și sper să mai avem timp suficient pentru dezbateri. Tatiana, te rog. Bună ziua! Mulțumesc, Iulian! Stimați organizatori, stimați participanți, în ciuda continuării pandemiei și situației politice incerte din Republica Moldova, vreau să vă comunic că agenda Guvernului împreună cu ministerele rămâne destul de activă. În acest sens, constatăm cu satisfacție că avem un dialog foarte intens cu Uniunea Europeană în vederea identificării domeniilor de asistență pentru perioada imediat următoare, dar și pe termen mediu. În contextul actual există așteptări destul de mari legate de anul 2021, în special în relațiile UE-Moldova. Și discuția noastră de astăzi este una foarte oportună, deoarece există o serie de procese paralele în desfășurare. În primul rând, în ultimele luni, am avansat cu discuțiile privind următoarea agendă de asociere, care va stabili prioritățile politice privind punerea în aplicare a acordului de asociere pentru următorii 7 ani. În al doilea rând, Moldova lucrează la propriul său plan național de dezvoltare, care va defini principalele domenii pe care ar trebui să ne concentrăm pe termen mediu, în special ca obiective de dezvoltare durabilă a țării. În al treilea rând, anul acesta ar trebui să convenim asupra noilor obiective pentru întreaga regiune a parteneriatului estic și sperăm cu tărie că vom putea furniza rezultate tangibile în toate domeniile cu sprijinul Uniunii Europene. Și în al patrulea rând, ceea ce ne-a învățat anul trecut pe toți este că în contextul pandemiei ar trebui să ne rezervăm suficientă flexibilitate în procesul de planificare și să fim pregătiți pentru scenarii neașteptate. Aș dori să vă comunic astăzi că în perioada 1-5 februarie a avut loc în regim virtual misiunea de programare multianuală a asistenței Uniunii Europene pentru Republica Moldova pentru perioada anilor 2021-2027, denumită generic misiunea MIP. Astfel, misiunea MIP a cuprins o serie de întrevederi, inclusiv cu reprezentanții instituțiilor publice centrale, având sarcina de a identifica prioritățile pentru următorii 7 ani, în baza cărora vor fi croite modalitățile și formele de asistență multianuală din partea Uniunii Europene. Astfel, a fost dat startul unui proces care, fără exagerare, poate fi calificat ca fiind unul de importanță strategică pentru Republica Moldova. Acest proces este strategic deoarece va acoperi cele mai importante domenii de dezvoltare, modernizare și integrare europeană a țării. La formularea priorităților ar trebui să găsim echilibrul corect dintre nevoile urgente care reprezintă componenta de recuperare și prioritățile fundamentale pe termen mediu și lung, care reprezintă componenta strategică de dezvoltare. Criza va fi în cele din urmă depășită și ar trebui să ne asigurăm că avem resurse suficiente pentru a permite un proces durabil de modernizare și europenizare pentru Republica Moldova. Astfel, avem încredere că prin programarea comună cu statele membre și ca parte a abordării Team Europe, vom putea implementa proiecte importante în domenii precum apa și canalizarea, agricultura, gestionarea deșeurilor, educația, asistența medicală, statul de drept, mediu, eficiență și securitate energetică. Toate acestea împreună, pe termen lung, sunt menite să susțină activitatea economică și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor. În continuare, mă voi referi succint la 5 domenii strategice care au fost discutate împreună cu reprezentanții Uniunii Europene. Prima componentă este cea de redresare economică și creștere.
iar intenția este de a ne concentra pe programe specifice care vizează creșterea productivității, astfel încât să stimuleze dezvoltarea economică durabilă. La aceste măsuri s-a referit mai mult doamna Pali, astfel nu mă voi referi și eu. Dar în această privință credem că există premize favorabile pentru ca Uniunea Europeană să prevadă alocarea considerabilă a resurselor MIP, priorității economiei rezistente, durabile și integrate. Al doilea domeniu strategic pe care l-am discutat se referă la statul de drept și securitatea, accentul major fiind pus pe reforma justiției. La moment avem o colaborare bună cu Uniunea Europeană, Consiliul Europei și alți parteneri și desigur că există o atenție politică majoră în acest domeniu. În același context, eforturile de a combate corupția, de a îmbunătăți integritatea, transparența și de a consolida capacitățile instituțiilor relevante reprezintă obiectivul primordial. Cel de-al treilea domeniu strategic este mediul, energia și conectivitatea. O atenție specială ar trebui acordată sprijinirii tranziției către economia verde, transportul ecologic și conectivitatea energetică. De exemplu, în ceea ce privește energia, avem direcții clare spre asigurarea securității și sperăm că în câțiva ani vom fi gata să finalizăm diversificarea atât a sectorului gazului, cât și a celui electric. În perspectivă, pe termen mediu, există o nevoie stringentă de a ne concentra asupra eficienței energetice și de a crește cota de resurse regenerabile. Cel de-al patrulea domeniu strategic se referă la transformarea digitală, domeniu care necesitatea căruia a fost evidențiată și de către pandemia COVID-19. Astfel, este nevoie de investiții suplimentare cu accent pe digitalizarea serviciilor publice, comerțul transfrontalier, îmbunătățirea competențelor digitale și creșterea rezilienței cibernetice în țară. Și cel de-al cincilea domeniu strategic discutat se referă la societatea incluzivă. Astfel, pe lângă depunerea eforturilor pentru reducerea inegalităților, este extrem de important ca măsurile de politici care oferă rezultate pentru cetățeni să ia în considerație și cele mai vulnerabile pături ale populației. În acest context ar trebui explorate în continuare și modalitățile de abordare a inegalităților în ceea ce privește comunitățile urbane versus comunitățile rurale. Și drept remarcă finală, trebuie să spun că orice proces strategic are nevoie de suficient timp. Astfel avem încredere că Uniunea Europeană va sprijini cetățenii Republicii Moldova cu un pachet mai generos în cadrul următorului MIP, în timp ce vom continua să implementăm reforme ambițioase în toate sectoarele, să îmbunătățim guvernanța generală și să construim capitalul uman. Mulțumesc mult, Tatiana, pentru că și te-ai încătat și în timp în prezentarea ta. Sunt sigur că vom avea și o discuție, o dezbatere cu colegii la final. Acum vreau să mergem la domnul Vyacheslav Negruță, consilier prezidențial. Dragă Vyacheslav, aș vrea să te invit să vii cu o viziune, un punct de vedere al președinției în subiectul dat, mai ales că la începutul acestei discuții am văzut și reacția a Comisiei Europene și a Uniunii Europene după vizita președintei Maia Sandu la Bruxelles. Domnul Busquet a menționat despre o inițiativă a comisarului Varhele de a oferi un plan de investiții și relansare economică pentru Republica Moldova. Care sunt așteptările? Care este viziunea președinției în acest sens? Vyacheslav, te rog. Da, mulțumesc, Iulian. Bună ziua, stimați colegi. Deci, în primul rând, doar vreau să menționez faptul că atât doamna președinte în vizita sa, dar și discuțiile care au fost aici, cât și întreaga echipă de consilieri a fost implicată în exercițiu de dialog și identificare a acestui plan economic de recuperare, să zic așa, și în planificarea pentru 2021-2027, respectiv, doar țin să apreciez unele momente care au fost vociferate și de colegii care au vorbit anterior. Sunt lucruri cunoscute când am vorbit de unde pornim, care este situația în economie și mulțumesc colegilor de la Expert Group care permanent au o diagnoză pe măsură să aprecieze situația și să identifice zonele de risc și respectiv un posibil instrumentariu de intervenție.
cât și anumite aspecte care țin de dezvoltarea de lungă durată, ce țin de domenii în care e necesară investiția. Aici trebuie să reiterez încă o dată ceea ce am spus de mai multe ori în discuția cu colegii noștri de la Bruxelles. E nevoie de o investiție masivă în interconexiune și în infrastructură. Când vorbim de interconexiune, e vorba și de cadrul legal, e vorba și de interconexiunea între oamenii de afaceri, ca inclusiv întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova să devină parte a acestei comunități europene de afaceri. Deci, având și pornind de la ideea că vectorul de dezvoltare este integrarea europeană, acordul de asociere și acordul de liber schimb sunt acele documente de care ne conducem mai departe. Noi, pe lângă aspecte ce țin de diplomația economică, pe care doamna președinte și președinția exercită activ în această perioadă, vrem un moment culminant în acest an să reușim să avem un for al donatorilor, ca să reiterăm o dată în plus care este situația, care sunt necesitățile, care sunt costurile și resursele necesare reieșind din aceste priorități pentru un plan de investiții de lungă durată oferit sau atras pentru Republica Moldova, inclusiv cu participarea partenerilor noștri europeni, pentru că acest for va fi probabil că un pic mai larg decât doar în formatul dialogului Republica Moldova-Uniunea Europeană. Deci vrem toți partenerii să fie parte. Pentru asta ne trebuiesc câteva lucruri despre care am vorbit în continuu să le facem aici. E vorba de reforma justiției, pentru că orice proiect de ordine economic, orice eforturi de a atrage investiții, de a promova exporturi și așa mai departe, sunt sortite eșecului dacă investitorii nu au siguranța că afacerile lor sunt protejate, că investițiile lor sunt protejate aici și statul de drept este ceea ce guvernează Republica Moldova. Respectiv, sunt lucruri pe care noi avem pe intern de a le furniza societății, dar și partenerilor de dezvoltare, stat de drept, un nou guvern, o nouă guvernare care să-și asume și să realizeze un plan de reformare, inclusiv de ordin economic, în Republica Moldova. Deci toate aceste lucruri trebuie să le facem ca la sfârșit de an, când vom avea acest for în care vom discuta cu donatorii, potențialii noștri donatori, fie că e vorba de PIB bilaterală, multilaterală, instituții financiare internaționale, să avem siguranța că noi avem deja unele lucruri făcute acasă și nu vorbim ipotetic, ci având și un guvern care își asumă această agendă de reformă. Evident că atunci când vorbim de viitor, din păcate suntem nevoiți să vorbim ce facem acum, pentru că un plan de acțiuni, de intervenții imediate și unul coerent, din păcate, nu există. Acțiunile, inclusiv la nivel de executiv, poartă un caracter sporadic, ad hoc, cumva, de a stinge anumite explozii care se întâmplă, inclusiv când vorbim de pandemie sau de efectele și consecințele secetei de anul trecut. Din păcate, mai multe lucruri care puteau fi rezolvate au fost lăsate cumva baltă, iar când vorbim de fond de garantare necesar pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, au existat, pentru că am văzut deja și corespondența, au existat inițiative inclusiv și deschidere din partea băncilor comerciale să direcționeze, să facă un pas important în direcția întreprinderilor mici și mijlocii, dacă statul venea cu suficient siguranță, cu alocare de un fond de garantare care să ofere un mecanism lucrativ și garanția de stat cumva să fie acel element care torpedează dialogul între întreprinderile mici și mijlocii și entitățile creditare,
dar care ajută pentru această perioadă de COVID și post-COVID să supraviețuiască mai multe afaceri, mai multe întreprinderi mici și mijlocii în Republica Moldova. Când vorbim de investiții sau pe termen lung, ziceam despre proiecte de infrastructură, e nevoie de foarte multe conexiuni, inclusiv ce ține de pe segmentul energetic, ce ține de drumuri, inclusiv căi de comunicare, inclusiv aprovizionarea cu apă, de exemplu, în anumite localități din Republica Moldova, conectate la ceea ce există în dincolo de Prut. Deci astfel de proiecte sunt costisitoare. Investițiile pe segmentul public sunt importante, dar e nevoie și de coparticipare, cofinanțare atrasă prin diverse instrumente, cu participarea statului, inclusiv când vorbim de eurobonduri sau alte instrumente la care Republica Moldova are acum, de fapt, nu are acces sau posibilitate limitată de a atrage astfel de finanțări. E un lucru de făcut și el trebuie pornit de acum ca să avem cel puțin aceste instrumente lucrative măcar peste un an. Pentru asta și statul trebuie să-și gestioneze anumite teme pe acasă, cum ar fi companii de rating care să lucreze cu Republica Moldova, să dea acea credibilitate și certitudine că ulterioarele investiții în Republica Moldova iau în calcul o dobândă mai mică, cu un risc de țară mai mic și multe, multe alte elemente despre care am vorbit în contextul reformei a justiției. Asta ajută la nivel macroeconomic ca statul să beneficieze de resurse mult mai ieftine, care ulterior pot dezvolta proiecte în Republica Moldova. Asta înseamnă și locuri de muncă, asta înseamnă de fapt și așa numitul termen care place acum, solidaritate. Pentru că solidaritatea înseamnă, de fapt, nu doar pe intern aici, dar solidaritate și cu, pe de o parte, cu partenerii de dezvoltare, pe de altă parte și cu atragerea de investiții și pe filiera privată. Acestea sunt câteva elemente despre care am vrut să zic. Evident că sunt domenii care arată foarte clar încotro trebuie să ne mișcăm. Domeniul IT este un exemplu și bucură creșterea. Din păcate, nu cred că e cea mai reușită comparație creșterea IT-ului față de domeniul exportului de produse alcoolice, pentru că sunt, cum să zic, domenii un pic separate. Dar bucură creșterea și digitalizarea este un element pe care trebuie să se dezvolte atât sectorul public, guvernanța sau guvernarea, cât și sectorul privat, care utilizând aceste instrumente ar putea deveni mult mai eficientă, mult mai competitivă față de alte regiuni sau alte state din preajmă. Deci acestea sunt câteva elemente despre care am vrut să zic, dar important este că efortul sporit de diplomație economică, sper la sfârșit de an, COVID să ne permită să avem acest for al donatorilor în Republica Moldova, în care să putem atrage și vedea un angajament al donatorilor mult mai substanțial chiar decât s-a întâmplat în 2010. Asta ar fi o umbrelă puternică, nu doar financiară, dar și de credibilitate oferit Republicii Moldova în perspectiva următorilor 3-5 ani. Mulțumesc mult, Vecislav, și acum ne apropiem de finalul acestui panel foarte interesant. Am avut intervenție din partea guvernului, din partea președinției. Acum vreau să îi invit pe colegii mei Dumitru Vicul și Stas Madan să vină cu un punct de vedere din experiența proprie și să vină cu aprecieri sau sugestii în ce măsură toate cele discutate până acum mai mult sau puțin se pliază pe viziunea voastră. Dumitru Vicul, te rog. Bună, sunt Dumitru. Cred că aș putea începe cu ideea că faptul că la Ministerul Economiei și Infrastructurii există acel plan cu propuneri de măsuri economice de redresare
în timp COVID, post-COVID, adoptat acum în decembrie-ianuarie, este important fiindcă el reprezintă baza. Adică nu este nevoie iar să inventăm noi planuri, ci mai mult să dezvoltăm ceea ce este, fiindcă acel plan cumva întâlnește o mulțime de măsuri care au fost discutate timp de jumătate de ani cu sectorul public, cu sectorul real, cu toate. Adică, practic, acel plan, dacă ar fi multiplicat, finanțat dublu sau triplu, ar putea deja fi un pas înainte. Dacă vorbim de viziune macro, la IPRE noi am încercat să promovăm o viziune macro care foarte mult se alinează cu ceea ce spunea domnul Dragoș Păslaru. În principiu, noi ce zicem că, uite, ca noi să recuperăm PIB-ul pierdut dacă nu am fi avut COVID-ul, să fi crescut mai la 35-38% înainte de pandemie continuu, ne-ar trebui cumva vreo 5 ani, vreo 6 ani să crești mereu la 5%. Ca să integrăm, nu știu, 10 puncte procentuale din forța de muncă, să ridicăm rata de participare, ne-ar trebui să creștem la 7%. Cifrele astea 5 sau 7 sunt mult peste creșterea potențială a țării, care e vreo 35, probabil după pandemie, probabil s-a căzut la 3% creșterea potențială a țării. Și ce spune că chiar dacă noi salvăm niște întreprinderi mici acum, noi nu putem salva viitorul. Adică focusarea pe scurt timp de salvare întreprinderilor mici, acum niște lichidități, nu rezolvă nouă problema. Pe termen mediu sau lung, din păcate. Și în cazul ăsta, noi cumva am încercat să promovăm ideea că investițiile publice sunt cele care au cel mai mare multiplicator, are un multiplicator mai mare decât să ofer salarii direct sau pensii sau să ofer subsidii sau compensații ca lumea să consume mult. Și noi cumva calculasem că ar trebui cumva să ai între 140 și 180 de milioane de investiții în investiții publice adițional la ce este acum, următorul, nu știu, 6 ani sau o decadă, ca noi măcar să supraviețuim, da? Ca noi măcar să ajungem la acela 5-6%. Și în cazul ăsta, dacă noi vorbim despre sume de genoată de 6 de mulțit cu 180 de milioane sau 10 de mulțit cu 180 de milioane, adică independent de an, noi îmi dăm seama că sunt sume mărișoare, pe 1 miliard și ceva, doar investiții publice în următoarea decadă. Desigur că e ușor de vorbit despre bani dacă am știut unde, cum am vrea să ne direcționăm. Este important de înțeles că acum ce se întâmplă în țările din regiune, Serbia, Albania, Muntenegru, ele sunt mult mai active ca noi și cumva s-au poziționat mai bine. Deja ei erau mult în fața noastră, acum sunt și mai mult în fața noastră, fiindcă au câștigat pe timp de COVID să atragă niște întreprinderi europene din China în Muntenegru, spre exemplu. Și ar trebui să înțelegem că noi suntem într-o țară cu venit mediu și la nivelul nostru noi suntem cumva la mediu mic, la țară cu venituri medii, dar în partea de jos. Acolo, în zona asta unde suntem noi, serviciile, sectorul servicii are productivitatea cea mai mare. Iar dacă vrem trecem la următoare categorie, care suntem într-o țară cu venituri medii, dar în categoria de sus, trebuie să înțelegem că, de fapt, productivitatea cea mai mare este în industria manufacturieră, în industrie sau altceva. Și aici, cumva, noi avem câteva industrii care, cumva, ele când ne ajută, ne poate să ne pregătească pentru acea creștere economică de vreo 5-6%, măcar cu ajutorul eu, femeiului, eurobonului, ar fi este, în siguranță, fructele și legumele, materiale de construcție, automotive și industria textilă. Toate aceste patru sectoare au nevoie de multe investiții în automatizare, industrializare. Suma de care are nevoie acest sectoare nu ar fi mai mult de vreo 100 de milioane, da, de credit sau parte de credit cu o parte de grant, ca ele cumva să se adapteze. Ce obțin în schema industriei textile, suma exact este doar de 20 ceva de milioane care ei au nevoie pentru a se automatiza procesele, devină mai productive. Având aceste sectoare, având viziunea că noi trebuie în plus bani investiții în infrastructură, noi mai beneficiem și de o strategie de dezvoltare regională în care se cumva organizează orașe poli în țară, la șase orașe poli și la Ungheni, la Iednes, la Cahu, la Comrat, Orhei. Și dacă ar fi acești șase poli ar avea nevoie cumva de investiții de vreo 200-300 de milioane de dolari pentru a
crea drumuri de infrastructură, aș crea iluminare, aș crea grădiniță, că genul ăsta. Și tot în zona aceea mai deja avem, să încep să am început să construim ceva platforme industriale. Da? Dacă noi mai fi avut faptul că noi trebuie să ne împrumutăm cât mai mult acum ca să investim în infrastructură, știm aceste 4-5 sectoare care aduc productivitate, care sunt cele mai productive pentru țară în contextul actual. Avem oraș poli care avem platforme industriale, însă noi desigur că oameni nu avem și oamenii trebuie să-i păstrăm. Oamenii trebuie, îi păstrăm în jurul Orheiului sau în Gendo dacă avem o dezvoltare urbană. Dar noi știm că avem și o strategie de dezvoltare regională. Adică, ce vreau să spun eu, o platformă industrială, plus investiții în infrastructură, dezvoltare regională și diplomatie economică de care vorbea domnul Mengruț atât de intens, e probabil ceea ce ne poate salva. Eu nu vreau să vorbesc despre succes, eu vreau să vorbesc mai mult despre faptul că noi suntem într-o supraviețuire la moment. Dar lucrurile astea ar putea să ne cumva să ne ajute să creștem acea rată de creștere ca măcar să integrăm cam mult foarte de muncă și păstrăm oamenii noștri acasă sau cei care vin să integrăm. Iar banii nu ar trebui cumva să ne limităm la UE. UE este punctul de credibilitate. Cumva este arbitru. Dacă noi primim bani de la UE, noi avem cartonașul cumva sau linia verde când noi putem face și altceva. Respectiv, după asta vin și femeiul și vin și Eurobondul, care la moment lumea se împrumută masiv. Serbia, Croația, Albania, Muntenegru, Ucraina se împrumută. Și probabil în contextul ăsta ar fi ok. Deci, dacă am avea linii verde de la Uniunea Europeană, am știut că trebuie să împrumutăm să investim în infrastructură minim de 150 de milioane în următorii, nu știu, 6-10 ani. Am știut că avem 4-5 sectoare care le-am menționat mai sus, prioritar. Știm că trebuie avem platforme industriale. Știm unde vrem să investim de cauza că avem strategie de dezvoltare regională. Atunci am putea chiar să mergem să promovăm mai mult dezvoltare economică, diplomatie economică și să convingem pe cei din Munich, pe cei din Paris, pe cei din Londra să vină și deschidă acea mică fabricuță în Moldova și să păstrăm locurile de muncă. Asta am vrut să zic. Mersi mult pentru intervenție. Stas, te rog să intervii și tu și te rog să vii și cu punctul de vedere, te rog. Da, vă mulțumesc. Sigur, colegii au fost destul de exhaustiv. O să încerc să vin cu ceva și eu adițional. Eu cred că în acest context e cazul să vorbim în primul rând despre care este percepția mediului de afaceri în general și cum o putem noi reanima. Pentru că problema Republicii Moldova este că și până la pandemie, dacă analizăm, spre exemplu, demografia întreprinderilor, în fiecare an rata de creare a întreprinderilor a fost net inferioare ratei de supraviețuire. Spre exemplu, în 2019 a fost o diferență de peste 10 puncte procentuale. În anul 2020, spre exemplu, din raportul fiscului descoperim că din registrul contribuabililor care au activitatea antreprenorială au fost radiați 20.000 de întreprinzători. Au apărut în schimb doar noi 7.000. Deci vedem evident un impact masiv al pandemiei asupra afacerilor în Republica Moldova. Chiar dacă nu putem vedea date în timp real, cele mai proaspete, sondajele sunt la fel destul de edificatoare. Chiar dacă, după cum arată unul din cele mai recente sondaje realizate de Banca Mondială pe întreprinderi, ieșirea din carantină cumva a redus din proporția vânzărilor ratate de către întreprinderi. Spre exemplu, în luna mai era o scădere de -57%, în noiembrie de -29%. Există și o altă realitate care impune la acțiuni urgente și imediate. Ori față de începutul pandemiei, 3/4 din întreprinderi au raportat că au avut scăderi semnificative de lichidități și cash flow. Iar acest pericol al creierii crizei de lichidități și al datoriilor în lanț este unul foarte mare și evident trebuie luate măsurile necesare în acest sens. Dacă să vorbim despre suportul statului, percepția întreprinderilor din aceleași sondaje rezultă că este destul de slab. Spre exemplu, doar 6% din întreprinderile din Republica Moldova au afirmat că au primit careva suport sau se așteaptă de careva de suport de la stat în context pandemic. În România, spre exemplu, acest procent este de 48%, în Estonia 43%, în Polonia aproape 80%. Dincolo de suportul limitat,
percepția noastră este că businessul s-a simțit singur în această criză pandemică și este nevoie și de a îmbunătăți comunicarea și de o mai mare empatie a statului față de comunitatea de afaceri. Ori dacă vorbim despre măsurile care au fost luate ca sprijin direct pentru economie, pentru business, subvenționarea dobânzilor și subvenționarea salariilor în contextul șomajului tehnic. Deci, cumulativ, datele efective arată că statul a disbursat acestor întreprinderi doar o sumă de circa 4,5 milioane de euro, iar în termen numeric de acest sprijin a beneficiat mai puțin de 2% din numărul întreprinderilor active. Deci acesta ar fi contextul de percepție care evident trebuie schimbat. Ceea ce prognozăm noi pentru anul curent este o creștere economică de 5,4%, însă foarte important este o creștere fără investiții, pentru că în tabloul actual se prefigurează o scădere a investițiilor atât în sectorul public cât și în sectorul privat. Ori când vorbim în termen de relansare economică, este evident că trebuie să schimbăm această paradigmă și să sporim apetitul investițional. La nivel de intervenții de relansare economică, eu aș remarca 6 dimensiuni succint. Deci, prima dimensiune ar fi susținerea în general a mediului de afaceri prin măsuri de reducere a procedurilor birocratice, controale excesive. Deci, vorbim aici despre un program de restructurări bugetare pentru sectoarele cele mai afectate, spre exemplu. Un alt set de măsuri vizează, desigur, IMM-urile și aici ar trebui să ne focusăm eforturile în trei direcții. Deci, în primul rând, despre sporirea nivelului de lichidități, didicizare, dar și menținerea în cadrul formal al întreprinderilor, pentru că o altă concluzie, inclusiv a raportului nostru emis recent, este că, de fapt, la nivel de întreprinderi, proporția adevărată a crizei, a impactului crizei, mai bine zis, se va vedea în anul curent când vom vedea mai multe falimente și restructurări și reconfigurări în mai multe piețe și, respectiv, este nevoie de măsuri. Despre fondul de garantare a creditelor deja s-a menționat. Există câteva programe la ODIM foarte bune dezvoltate, spre exemplu programul de digitizare sau programul de internaționalizare a afacerilor, însă problema acestor programe este că nu sunt scalabile și aici sigur ar putea ajuta și Uniunea Europeană pentru a le face să fie mai scalabile, pentru că, cum spunea foarte corect și doamna Pali, una din marile probleme este la noi acum este că întreprinderile foarte greu reușesc să facă tranziția la o etapă viitoare, iar dacă vorbim despre contextul general care ne-l dorim ca întreprinderile noastre să se lanseze și să fie mai bine integrate în tot ceea ce înseamnă lanțurile valorice la nivelul comunității europene, este bine să asigurăm și să susținem acele întreprinderi care au potențial de internaționalizare. O altă dimensiune de intervenție ar fi toate acțiunile ce țin de securizarea financiară a populației. Toate studiile noastre relevă că, de fapt, cea mai vulnerabilizată categorie în această pandemie sunt de fapt salariații și este nevoie de măsuri de reconversie a acestora, măsuri de reintegrare, spre exemplu acordarea de granturi pentru întreprinderi, pentru formarea profesională a acestora, dar și este un proiect care este deja bugetat pentru acest an de subvenționarea impozitelor pentru noi angajări, însă există proiectul a fost de la supus consultărilor publice, dar există anumite rezerve și care ar putea fi îmbunătățit pentru a avea un suport real. O altă dimensiune de intervenție ține desigur despre tot ce înseamnă reziliența economiei la schimbările climatice. Experiența de anul trecut a fost una necruțătoare pentru economia noastră din această perspectivă, iar un program accelerat de împădurire și de stopare a tuturor tăierilor ilegale de păduri pe de o parte, pe de altă parte revenirea la sistemul național de cercetare în agricultură care este în derivă și care are nevoie de investiții și suport pentru a putea furniza input-uri valabile și adaptate la schimbările climatice pentru agricultori, la fel măsuri care ar face agricultorii să respecte asolamentul culturilor anuale, o altă problemă, sunt la fel măsuri care necesită intervenții și desigur
investițiile publice ca sursă de creștere pe termen lung a economiei. Noi aici vedem două dimensiuni. În primul rând, trebuie să ne focusăm pe investițiile publice care aduc valoare adăugată. Pentru că luăm resurse din împrumut și trebuie să creăm valoare care să întreacă și acea dobândă și să aducă plus economiei. Spre exemplu, crearea de centre de certificare care ar putea crește gama de produse care le-am putea exporta în Uniunea Europeană ar fi o dimensiune. Sau în agricultură noi obișnuim să vorbim despre monopoluri care se creează în diferite sectoare. Ori statul prin crearea diferitor centre de procesare la nivel regional și prin crearea de infrastructură post-recoltă ar putea, spre exemplu, facilita accesul micilor producători și respectiv să-i integreze în aceste lanțuri valorice cu valoare adăugată. Și nu în ultimul rând, o altă dimensiune ar fi că pandemia a arătat că Republica Moldova asta prost și la capitolul de date, iar nu poți iei decizii cu ochii închiși. Spre exemplu, s-a discutat foarte mult dacă Moldova putea să subvenționeze mai masiv șomajul tehnic, însă dincolo de componenta financiară, statul nu putea să vadă în timp real, cum de exemplu în România era posibil, câte disponibilizări au fost făcute, în care sectoare și care este de fapt cuantumul de necesar de intervenție. Deci, astea fiind spuse, o să închei aici discursul meu și respectiv discutăm în continuare în faza de dezbatere. Mersi foarte mult, Stas. Iată că am finalizat panelul de intervenții, e adevărat cu 13 minute, un pic mai târziu decât ne-am planificat, dar eu sper că toți cei care ne-au urmărit și ne urmăresc acum au reușit să vadă cât de pline sunt subiectele legate de necesități de intervenții, dar și în același timp de deschiderea pe care o manifestă partenerii de dezvoltare în speță Uniunea Europeană. Aș vrea să-l rog pe Hubert Diou să intervină cu o mică reacție după această prezentare a panelului. Te rog, Hubert. Da, mersi mult, Iulian, sper că mi-ai auzit. Aș vrea să reacționez foarte repede, dar dacă mă autorizez, o să vorbesc în englez, să fie mai ușor pentru mine și pentru voi, cred. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. După cum a fost menționat, noi am avut un dialog foarte intens cu autoritățile moldovenești și cu un șir de parteneri din acest panel pe marginea planului de redresare economică de săptămâna trecută și, de fapt, discuțiile de astăzi au reconfirmat ceea ce am discutat anterior. A fost foarte util. Doar trei puncte aș vrea să subliniez din discuții. În primul rând, acces la finanțare pentru UMM-uri a fost menționat de Adrian și, de asemenea, de doamna Lilia Palii. Și noi am lucrat deja cu ODIM și cu un șir de bănci. Eu voi pune imediat după intervenția mea site-ul în chat. Și sprijin pentru acces la finanțare este valuta locală și reducerea necesității sau volumului de gaj în Republica Moldova. Dar ce am vrut să menționez este că ceea ce a spus domnul Puslaru este că atunci când vorbim despre redresare economică, nu vorbim doar despre sprijinirea MMI-urilor, dar ne interesează să consolidăm competitivitatea economiei Moldovei și de aceea politicile industriale sunt foarte importante. Domnul Negruță a menționat sectorul IT, de exemplu. Noi am început să lucrăm la specializarea smart în Cahul și Ungheni. Este ceva care va fi foarte interesant în perspectivă medie și lungă pentru recuperarea economică, pentru a integra economia Moldovei în lanțul valoric al UE. Primul lucru. Al doilea lucru a fost menționat că lanțul valoric este foarte important și
Digitalizare, mediul ambient, infrastructura, conectarea cu UE este foarte importantă. Mai recent am observat foarte multe proiecte în ultimii ani, în ceea ce ține de infrastructură, foarte multe proiecte, dar avem o dificultate să identificăm prioritățile Moldovei. Care este proiectul numărul 1, care este proiectul numărul 2 și aici am discutat în special cu Ministerul Finanțelor pentru a avea o abordare unică, ca să vedem dacă autoritățile pot să ne spună, uite, facem proiectul ăsta pentru că este cel mai strategic, nu pentru că celălalt nu este, dar pentru că acesta, anume acesta este cel mai strategic pentru dezvoltare. La aceasta vom lucra în următoarele luni cu Ministerul Finanțelor. Și ultimul lucru, angajarea în câmpul muncii nu a fost menționat mai devreme în prezentarea ceea ce intenționăm să facem, dar va fi foarte important. Bineînțeles că este educația primară, educația profesională și legătura aceasta între cercetare și sectorul privat este ceva în ce vrem să investim chiar în termen scurt. Deci, ca să rezum, președintele Comisiei Europene s-a exprimat foarte clar că Comisia este gata să mărească sprijinul pentru Republica Moldova și asigurându-ne că asistența care este oferită datorită EU citizen, cetățenilor UE este vizibilă în țară. Vă mulțumesc foarte mult și pentru, inclusiv pentru discuția aceasta interesantă. Da, vă mulțumesc. Aici, în Chișinău, și-a lucrat în cadrul delegației europene în Republica Moldova, acum este la Comisia Europeană și este responsabil de Moldova. Deci ne bucură că există continuitate. Mersi mult, Ber, pentru intervenție și reacție. Și acum am depășit, cum ziceam, timpul pentru acest eveniment, dar totuși vreau să invit colegii care au intervenit anterior. Dacă ar vrea să intervină suplimentar cu anumite precizări, cu anumite reacții, putem să utilizăm ocazia asta și poate să facem și niște concluzii de final. Da, deci cine ar fi interesat, vă rog să interveniți. Între timp nu am primit întrebări documentate de pe online, dar sper să avem... Andrean, poate vrea să intervii tu, te rog. Eu aș vrea să reiterez că trebuie să înțelegem că Republica Moldova încă este în, chiar dacă anul curent prognozăm o relansare economică, o creștere pozitivă a produsului intern brut, trebuie să înțelegem că jumătate din firme au recurs la optimizări majore de personal, dar mai cu seamă de ore de muncă lucrate. Deci vorbim despre o situație extrem de dificilă pe piața muncii. Foarte mulți angajați din grupuri vulnerabile, le-am menționat la început, trebuie să facă față unei situații extrem de grave. Vorbim despre o recesiune, cea mai gravă recesiune din ultimii 20 de ani pentru Republica Moldova. Deci noi trebuie să înțelegem că suntem într-o situație când trebuie să reacționăm urgent, astăzi, și reacția trebuie să fie prin infuzie de lichidități pentru a susține aceste grupuri vulnerabile. Mă refer și la angajați, mă refer și la angajatori. Fără de această infuzie de lichidități, noi riscăm să generăm, riscăm că acest bulgăre al crizei să se transforme într-o creștere a ratei de falimentări, cu intoxicarea portofoliilor bancare și cu foarte multe alte repercusiuni grave. La moment, reiterez acest aspect, că firmele încă nu au recurs la concedieri în masă. Majoritatea firmelor încearcă din răsputeri să mențină locurile de muncă. Reduc numărul de ore lucrate, trimit angajații în concedii neplătite, șomaș tehnic. Dar acest lucru nu va dura, această situație nu va dura la nesfârșit. Companiile nu mai au lichidități, companiile nu au nici acces la surse de finanțare urgente și există risc major de creștere rate de falimentări în sectorul privat. Și acest lucru nu este normal. Deci trebuie să înțelegem că este o criză nu indusă de ciclu
business cycle, da, de ciclu economic. Este o criză indusă de un efect exogen, de criză pandemică. Aceasta înseamnă că, pe de o parte, criza a fost una dură și statul trebuie să intervină urgent. Pe de altă parte, există posibilitatea ca, după soluționarea crizei pandemice, relansarea să fie destul de rapidă, deoarece am menționat, nu vorbim despre recesiune indusă de ciclu economic. Aceasta înseamnă că vom avea și consum recuperator, multe firme vor reveni la planurile investiționale făcute anterior, dar este foarte important să depășim această perioadă critică de criză de lichidități. De aceea eu reiterez importanța acestor două intervenții, acestor două instrumente de politică prin care statul trebuie să susțină direct firmele și angajații cu lichidități, garantarea creditelor urgente. Ceea ce are ODIM-ul este bine, dar acel fond trebuie capitalizat și chiar putem să valorificăm acest aspect, deoarece ODIM deja are experiență în administrarea acelui fond. Pur și simplu este destul de mic comparativ cu necesitățile economiei, deci avem nevoie de o capitalizare esențială acestuia. Și a doua este subvenționarea orelor de muncă pierdute într-o proporție de 70%, cu anumite norme prudențiale care se implementează și în România și în alte țări. Este critic de important aceste două instrumente, în paralel cu comunicare, cu eficientizarea coordonării asistenței externe anti-COVID și cu măsurile mai pe termen mediu ce țin de infrastructură și competitivitate la care s-au referit antevorbitorii mei. Mersi mult, Adrian. Dacă cineva ar dori să mai intervină? Dacă nu, atunci vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru participare la această dezbatere și mersi mult și, Adrian, pentru intervenția ta de final. Cred că foarte bine concluzionează urgența de intervenție în acest sens și, încă o dată, vreau să mulțumesc tuturor paneliștilor care au intervenit și am avut și punct de vedere din partea guvernului și a președinției și a sectorului de cercetări neguvernamental. Mă bucur că am avut aici alături de noi colegii de la Comisia Europeană. Asta arată încă o dată atenția pe care o acordă Uniunea Europeană pentru a susține Republica Moldova și cetățenii săi, mai ales în perioada dată curentă, pentru a o depăși, inclusiv pentru a gândi soluții pe termen mediu și lung. Mersi foarte mult, Veceslav, pentru participare, Veceslav Negruță, pentru că ai anunțat și niște idei noi, niște planuri de viitor, inclusiv în ceea ce privește pregătirea cadrului necesar de prioritizare a politicilor de intervenții, nu doar pe termen scurt, dar și pe termen lung, în contextul în care ați avea această idee de a avea un nou donors meeting, mi-aduc aminte 2010, Rethink Moldova. Probabil ar fi o ocazie bună pentru ca Republica Moldova să valorifice acest potențial, evident că în condițiile în care există un angajament pro-reformă puternic la toate nivelurile din Republica Moldova. Mersi foarte mult încă o dată tuturor pentru participare. Vreau încă o dată să mulțumesc Fundației Hans Seidel pentru sprijin în organizarea acestei dezbatere. Mersi mult încă o dată colegilor de Expert Group pentru că au făcut acest parteneriat cu noi și au venit și cu expertiza proprie. Mersi mult tuturor. Noi ne reauzim una viitoare vom veni cu o nouă dezbatere publică, subiectul vom anunța tot atunci. Încă o dată mulțumesc mult pentru partenerii noștri, privesc eu și Realitatea Live, care ne-au ajutat cu transmisiunea, și Svetlana Moronenko, mersi mult pentru suportul pe traducere. Încă o dată, toate bune, să fiți sănătoși și o seară cât mai bună!